Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Bazinul didactic de not din municipiul Vulcan este gata. Școala cu o deviză unică în țara noastră este din municipiul Petroșani și cupa Electromax la tenis de câmp s-a încheiat astăzi. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Bazinul didactic de not din municipiul Vulcan este gata, însă deoarece Compania Națională de Investiții nu a ajuns încă în Valea Jiului pentru a face recepția finală a acestuia, bazinul nu poate fi dat încă în folosință. Am fost zile trecute într-un control la bazinul de not împreună cu câțiva angajați ai primăriei. Se pare că se fac ultimele probe, bazinul era umplut cu apă, făceau curățenie, se așteaptă predarea de către Sececona, către Compania Națională de Investiții, după care obiectivul va fi predat primăriei municipiului Vulcan. Bazinul didactic de not din municipiul Vulcan va fi al treilea din Valea Jiului după cel de la Petroșani și cel de la Petrila. Nu știu încă de ce se întârzie. Am mai spus-o, probabil că cei de la Compania Națională sunt foarte aglomerați, au multe proiecte în țară. Noi suntem pregătiți, avem oamenii pregătiți. În momentul în care ni se predă acest obiectiv, depunem imediat actele pentru acreditare, la ISU în special. Am vorbit deja și acolo să nu se mai întârzie și din momentul în care ni se predă acest obiectiv, în 2-3 săptămâni, putem să-i dăm drumul la bazinul de not. Noi sperăm în vara aceasta, copiii fiind în vacanță, să se poată bucura de această mare investiție. În continuare se așteaptă ca lucrarea să fie predată administrației publice locale. Școala cu o deviză unică în România este din Petroșani. Este vorba despre școala gimnazială numărul 7, al cărei moto este Școala este a copiilor și noi existăm datorită lor. Deviza îi pune în prim plan pe copii, oferindu-le tuturor sprijin și atenție. De mai mulți ani de zile avem această deviză. E vorba despre școala este a copiilor și noi existăm datorită ei. Am conștientizat cu mult timp în urmă că noi, cadrele didactice, bineînțeles că existăm în această postură datorită copiilor noștri. Prin acest lucru, vă spuneam și înainte de interviu, școala și școlile în general consider că s-au deschis către comunitate. Cupa Electromax la tenis de câmp s-a încheiat astăzi la Petroșani. Peste 60 de copii din Valea Jiului, dar și din alte părți ale țării s-au bucurat de competiție. Rezultatele sunt îmbucurătoare pentru petroșăneni, deoarece pe podium au urcat pentru diverse categorii copiii din zona noastră. Aceasta a fost ediția cu numărul 10 a competiției. Cupa la tenis de câmp s-a desfășurat în perioada 25-28 iunie. Ne-am bucurat că și a 10-a ediție a Cupei Electromax s-a desfășurat în condiții foarte bune. Și copiii care au reprezentat clubul nostru au reușit să obțină unele rezultate. Amintim locul întâi la dublu mixt. Echipa formată din Roată Dariana și Riții Andrei au obținut locul 1, ceea ce ne bucură. Un alt rezultat frumos a fost 14 ani fete, locul 2 Roată Dariana, locul 3 Vulcan Adnana. Categoria 16 ani băieți ne-a adus din nou podiumul, 16 ani băieți, locul 1 Vasilescu Bogdan, locul 2 Văsoiu Andrei. Și locul 3, un alt băiat, Maier Bogdan. Mai mult și locul 3 la categoriile 10 și 12 ani fete și categoria 12 ani dublu mixt au fost ocupate de sportivi din Valea Jiului. Competiția sportivă a reunit peste 60 de participanți, atât din Valea Jiului cât și din alte județe. Toate au decurs într-un mod potrivit. Toți copiii au fost mulțumiți de premiile primite. Și considerăm că a fost un real succes și această cupă și ne-am bucurat să primim la Petroșani mulți participanți, peste 60 de copii din multe județe. Au fost încântați, ne-au apreciat și sperăm ca pe viitor să avem o cupă la fel de reușită, dacă nu cu unele îmbunătățiri.
Ieri, poliția orașului Petrila a fost sesizată cu privire la faptul că Leahu Samuel Corneliu, un minor în vârstă de 17 ani, a plecat voluntar de la domiciliul său din Petrila și nu a mai revenit. Poliția a fost anunțată chiar de către mama acestuia, care nu a mai primit niciun semn de la el. La momentul plecării voluntare, minorul purta următoarele: pantaloni jeans de culoare albastră, pantofi sport de culoare neagră, ochelari de soare. Minorul prezintă următoarele semnalmente: 1,80 m înălțime, greutate aproximativ 70 de kg, ochi căprui, păr șaten, castaniu, fața lungită cu bărbia rotundă. Autoritățile solicită tuturor celor care dețin informații utile de pistării minorului să apeleze de urgență poliția la numărul unic 112. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!